În seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre Domnul Iisus, nu? Despre cine să vorbim altcineva, nu? Darul nespus e Domnul Iisus. Cuvinte de farme, pline de farme când clocotesc în inimă, spunea psalmistul. Și lauda mea este pentru împăratul. El este împăratul nostru. Și aș vrea să vă vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, un Dumnezeu care este același, ieri și în veci. Un Hristos care a dat șansă atunci, un Hristos care dă șansă și astăzi. Un Hristos care iartă păcate. Un Hristos care ne arată în Sfânta Scriptură că nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Pentru că Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice păcat. Și orice păcat înseamnă orice păcat. Mă rog astăzi să faci cunoștință cu sângele lui Hristos, care are putere să te curețe și să te ierte, lăuda să fie numele Domnului. Cu toții știm pasajul acesta, Ioan capitolul 8, un text foarte cunoscut, un text care găsim doar în Evanghelia după Ioan. Evanghelistul Ioan este unul care se ocupă de persoane individuale. Dacă toate Evangheliile prezintă mai mult pe Iisus Hristos cu mulțimile, Ioan este preocupat să-L prezinte pe Iisus Hristos unul la unul. Iisus și Nicodim, Iisus și femeia samariteancă, Iisus și femeia prinsă în adulter, Iisus și Lazar. Peste tot îl vezi pe Iisus Hristos că ia persoane unul câte unul. Și vreau să vă spun ceva, asta ne încurajează și vreau să vă spun că mântuirea este cum? Personal, așa e? Dumnezeu nu mântuie Timișoara așa, ia o găleată de mântuire și mântuie Timișoara, nu! Mântuirea e personală, dacă mărturisești cu gura ta că Iisus este Domnul, atunci vei fi mântuit. Și mă rog astăzi să te întâlnești personal cu Iisus. Vedeți, femeia asta a ajuns la urma urmei să recunoască, zice Domnul Iisus, versetul 10, nimeni nu te-a osândit. Și cuvântul magic, versetul 11, nimeni, Doamne. Adică femeia asta a ajuns la concluzia că cel care o apără de pietre, cel care o apără de moarte, nu este un simplu învățător, nu este un mare făcător de minuni doar, ci El este Domn, nimeni, Doamne. Recunosc că ești Domnul meu și împăratul meu. Asta e cel mai important, ca prin tot ceea ce trecem să cădem la picioarele lui Iisus Hristos și să recunoaștem Domn peste viața noastră, a Lui să fie slava și gloria. Mă gândesc că atunci când fariseii ăia au prins-o pe femeia aceea și mă gândesc cum i-au pus mâna în coafura ei, cum au luat-o de păr și au aruncat-o acolo jos la picioarul lui Iisus, s-au gândit ei, acum o terminăm pe femeia asta. Dar ei n-au știut de fapt că au aruncat-o în cel mai potrivit loc, la picioarele lui Iisus. Ei au zis, o terminăm acum, o facem de rușine. Dar de fapt ei au făcut cel mai mare bine. Au dus-o direct la picioarele lui Hristos. Și în seara asta, nimeni nu ne ia de cap și nimeni nu ne forțează, ci vreau ca tu de bunăvoie să vii la picioarele lui Hristos. Indiferent de păcatul care l-ai, indiferent, poate să fie, da, păcat sexual, poate să fie orice alt păcat. În Biblie avem o listă de 120 de păcate menționate în Sfânta Scriptură. 120 de păcate. Vedeți, în iad nu se ajunge numai pentru curvie. Biblia spune că afară sunt mincinoși, afară sunt bețivii, hoții, afară sunt cei nedrepți, țeparii, zice Biblia. Nu știți că țeparii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Da? Deci nu spune, deci pasajul ăsta nu e pentru mine. Eu nu am curvit. Foarte bine, bravo, felicitări. Dar nu uita că nimic spurcat nu va intra în ceruri. Și numai cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului. Și pe calea pe care a venit femeia asta, pe calea asta trebuie să vină și președintele, și avocatul, și Gabi, și oricine altcineva. Calea credinței și a pocăinței la picioarele lui Hristos. Nu există altă cale de mântuire decât să spui credința în Iisus, indiferent de păcatul care l-ai. Și mă rog la sfârșitul acestui mesaj, fiecare dintre noi să luăm loc acolo lângă femeia aceea, la picioarele lui Hristos și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Să plecăm acasă mântuiți, eliberați, întâlniți cu Iisus Hristos și odată să ne vedem apoi în ceruri. Amin? Lăudați să fie Domnul. Biblia spune că Iisus a dus la muntele măslinilor. Întotdeauna versetul ăsta mă face să mă rușinez, versetul 1. Pentru că știu că Iisus a dus la muntele măslinilor și ce făcea El în muntele măslinilor, unde era grădina Ghețiman? Ce făcea? Se ruga. Cum se ruga Iisus Hristos? Evrei 5:7. Uitați cum se ruga Iisus Hristos. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, nu numai în Ghețiman înainte de cruce, ci în zilele vieții sale pământești. Adică modul lui de a se ruga era cum? Cu strigăte mari
Și cu la când mă gândesc la Fiul lui Dumnezeu fără niciun păcat, că avea o viață așa de puternică de rugăciune, întotdeauna mi-e rușine de viața mea de rugăciune. Și îmi dau seama că sunt un simplu amator. Și îmi dau seama că puterea care o emana Hristos când predica, că mulțimile veneau și l-asculta, era pentru că era un om, om Dumnezeu, care stătea în comuniune cu Dumnezeu Tatăl. Și să fie o învățătură și pentru noi slujitori de amvon sau din bancă sau afară sau unde suntem. Că nu vom putea transmite oamenilor atmosferă spirituală numai în măsura în care stăm în cămăruță cu Domnul. Că dacă nu stai cu Domnul, devenim niște papagali. Oameni care rostim din inerție, cântăm din inerție, românii au talent, facem o oratorie la amvon, dacă vrem să transmitem pe Duhul Sfânt prin cuvintele noastre, atunci trebuie să facem ce a făcut Iisus Hristos, și anume să stăm în rugăciune, să fim geloși pe timpul personal cu Dumnezeu, peste zi să ai timp cu Domnul, să declar război televizorului sau telefonului care sfură timpul prețios, dă-i timp mai puțin și să stai cu Domnul. Și mă rog ca Domnul Iisus să ne ajute la asta. Și Biblia spune, încărcat de Duh de rugăciune, nu? Încărcat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă am putea spune așa. Dis de dimineață, versetul 2, a venit din nou în templu. Și tot norodul a venit la el și l-a așezut jos și învăța. Vă imaginați? Dis de dimineață. Dacă fratele păstor Nicu anunța că la ora 7 dimineața, 8 dimineața, avem o evanghelizare. Va veni fratele Gabi Floruț. Ipotetic vorbind. Oare câți eram aici? Eu zic că puțini. Am așa dimineața, mă. Și nu v-aș acuza de așa ceva. Că n-ați venit așa dimineața. Dar vreau să vă spun, gândiți-vă. Când au auzit că Iisus e în templu, ăștia au uitat și de animale. Și de muncă. Și de toate. Băi, Iisus! Iisus! Omul ăsta, nimeni n-a vorbit ca omul ăsta. Toate le face de minune. Saliva lui face minuni. Scuipe pe pământ, face tine. Unge ochii orbi. Bă, e ceva fantastic. Trebuie să mergem acolo, așa-i? Gândiți-vă câtă putere emana Hristos în timp ce vorbea. Că mulțim de oameni, dis de dimineață, mergeau să-L asculte. Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Fă să-L vedem pe Iisus frumos astăzi. Duhule Sfânt, deschide-ne ochii inimii să vedem minunăția, frumusețea lui Iisus. Știți că Domnul Iisus Hristos în Biblie are 256 de nume? 256 de nume. Cel mai frumos nume pe care l-are Iisus este numele de minunat. Îl vor numi cum? Minunat. Așa cum pe mine mă cheamă, cum te cheamă? Gabi Floruț. Doamne, pe tine cum te cheamă? Numele meu este minunat. Totul despre Iisus este minunat. Totul. Totul despre Iisus este minunat. Nașterea lui a fost minunată. Astrele cerului au concurat. A primit aur, cadou, la nașterea lui. Câți dintre voi ați primit așa aur, lingouri de aur? Uitați-vă la viața lui Iisus. Cine mă poate dovedi că am păcat? Un caracter minunat. Minunile care le-a făcut, nimeni n-a făcut ce a făcut Iisus Hristos. Așa-i? Felul în care moare minunat, Tată iartă că nu știu ce fac, fără răutate, fără ură. Uitați-vă la umblarea lui pe pământ, la învierea lui, la înălțarea lui, la felul în care vindecă bolnavi. Uitați-vă cum se apropie de oameni. Totul despre Iisus este cum? Minunat. De ce? Pentru că El, numele Lui este minunat, slăvit să fie numele Domnului. Dar vreau să vă spun ceva. Nu toată lumea l-a văzut pe Iisus minunat. Întotdeauna a existat o categorie de oameni, eu îi numesc hiene. Știți hienele cum îs? Totdeauna merg împreună și vor să atace. Ăștia erau cărturarii și farisei. Și în timp ce oamenii sorbeau cuvântul și oamenii ziceau, nimeni n-a vorbit ca omul acesta. A existat o categorie de oameni care totdeauna a fost pe urmele lui Iisus Hristos să-i facă rău. O categorie de oameni care întotdeauna erau pe urmele lui să-L prindă cumva pe Iisus. Roși de invidie că le-a furat popularitatea. Un caracter atât de mizerabil, atât de mic, atât de slab. Oameni care veneau să-L prindă pe Iisus cu întrebări sucite și întotdeauna L acuzau pe Iisus. A, zice, scoate dracii cu dracu, zice. Dracu, zice, în el, Belzebul în el, de-aia scoate dracii. Nu, ăsta duce poporul în rătăcire. Nu, ăsta nu-i proroc care vine de la Dumnezeu, ăsta nu ține de Moise. Nu?
Și întotdeauna vezi oamenii ăștia că vin să-i pun întrebări sucite. Zice, cum e cu sabatul? Cineva a avut o nevastă și a murit și a luat-o fratețul și până la al șaptelea. A cui va fi nevasta în ceruri? Dar să plătim bir cezarului. Și toate întrebările astea le puneau, nu că erau ei curioși, ci le puneau ca să-l prindă cumva. Să vadă că a călcat legea lui Moise și să spună tuturor, ați văzut? Ăsta nu-i de la Dumnezeu. Și să-l scoate de pe scena predicării. Mai vreau să vă spun ceva. Ei nu știau că toate întrebările lor, ciudate care le puneau, le puneau lui Dumnezeu care era în carne și oase. Și Hristos la un lacăt închis are 1000 de chei diferite cu care poate să deschide același lacăt. Face ce vrea! Îi domn, îi suveran, știe totul. Ei nu știau, ei credeau că e doar fiul templarului. Ei de fapt puneau întrebările cui? Lui Dumnezeu care a coborât, lăudat și onorat să fie numele Domnului. Dar la un moment dat s-au gândit, ei, nu las că tot îl prindem noi cumva. Și zice Biblia că dinți de dimineață, versetul 2, în timp ce toți erau în templu și Iisus îi învăța ca nimeni altul, îmi imaginez atmosfera în care predica Iisus, cum electriza publicul în timp ce vorbea. Cum oamenii stăteau, treceau, odată la un moment dat zice Biblia că de 3 zile, zice, au stat lângă mine și n-au mâncat nimic, de 3 zile s-au ieșit să mănânce. Vă imaginați? Cine era Iisus? Nici n-are rost să vorbim. Zice Biblia, când timp ce învăța, au venit cărturare, versetul 3. Cărturarii și farisei, și parcă văd cum au zis, Iisus e gata, hai, gata cu predica. Și-au adus pe femeia prinsă, chiar când a săvârșit prea curvia, zice Biblia că a luat-o și-a aruncat-o la picioarele lui Iisus. Și i-a pus următoarea întrebare, așa, față de toți. O zis, învățătorule, parcă îi văd ce șmecheri erau. Învățătorule, femeia asta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Și Moise în lege ne-a poruncit să o ucidem cu pietre. Tu, dar ce zici? Oh, și Ioan vine și spune, spuneau lucrul acesta, nu că erau ei curioși, ci ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Deci motivul pentru care i-a pus întrebarea asta era să-l învinuiască și să nu-și mai ducă lucrarea mesianică la capăt. Și Iisus Hristos simte duhul lor de hiene. Aici au zis, acum oricum l-am prins pe Iisus. Dacă Iisus zice, omorâți-o cu pietre, au zis Moise, s-o omorâți cu pietre, și așa au zis Moise, atunci ziceau, romanilor, soldați, haideți, puneți cătușile pe el, pentru că un evreu n-avea voie să dea sentință la moarte. Vă aduceți aminte și când Iisus a fost răstignit, au zis, Pilate, noi n-avem voie să condamnăm, tu, suntem sub ocupație romană. Oh, cătușile, scăpăm de el! Dacă Iisus zicea, iertați-o, ce să fac? Iertați-o acum. Deci ați văzut? Ăsta nu-i urmașul lui Moise, ăsta calcă legea lui Moise. Ăsta nu-i învățător de la Dumnezeu. Ăsta nu-i cu Biblia. Și-o zis, mă, acum oricum îl prindem. Până acum totdeauna ne-a închis gura. Acum orice răspuns ar da Iisus, n-are cum să nu greșească. Ori alb, ori neagră, oricum l-am prins. Și parcă îi văd cu aroganța lor și cu... sutanele lor și bărbile lor frumos aranjate, cum stăteau ei mândri, în sfârșit l-am prins și vede tot poporul și îl facem de râs. O slăvit să fie Domnul că-i puternic. Și zice Biblia, când a auzit Iisus lucrul ăsta, fiindcă nu încetau să-l întrebe, deci niște hiene de oameni. Tu ce zici? Zâni acum, hai ce-am prins. Și ceva de genul. Versetul 7. Fiindcă nu încetau să-l întrebe. Da? Uitați ce zice Biblia. Iisus, versetul 6, s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Deci îmi imaginez când toți erau încordați și tot publicul. No, acum ce o să zică? Ce o să zică? Sper să nu-l pierdem. Iisus Hristos cu un calm dumnezeiesc se apleacă și scrie ceva pe pământ. Apoi se ridică și zice, uitându-se la pământ și uitându-se la ei. Nu, zice, care-i fără vină, să arunce primul cu piatră. Și apoi zice Biblia, și iară s-a plecat. Zice, stai că n-am terminat. A doua oară. Iară s-a plecat și iară a început să scrie cu degetul pe pământ. Nu, cine-i fără păcat, să arunce primul cu piatră. Și Biblia spune, versetul 9, când au auzit de cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor.
Deci totuși ăștia nu erau cu conștiința împușcată. Totuși aveau mustrări de conștiință. Și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Întrebarea se pune. Ce a scris Iisus Hristos acolo pe pământ? De oamenii ăștia au rămas mustrați de cuvintele acestea și în cugetul lor. Ce a scris Iisus acolo pe pământ că i-au făcut pe ăștia să plece de la cei mai bătrâni până la cei din urmă? Ce a scris Iisus? Unii spun, Biblia nu ne spune ce a scris, dar teologii dau tot felul de păreri. Unii spun că Iisus a scris cele 10 porunci acolo. Și Biblia spune, dacă ai păzit toate 10 și ai greșit în una, ești vinovat de toate. Așa că și tu, cărturarul și fariseul, și tu ar trebui să mor, cu alte cuvinte. Alții spun că Iisus Hristos ar fi scris acolo următorul lucru. Unde este bărbatul? Pentru că după legea lui Moise, dacă doi oameni erau prinși, trebuiau să fie amândoi aduși să fie uciși cu pietre. Și Biblia spune că femeia asta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curând. Înseamnă că l-a prins și pe el. Adică tu spui mie, uite ce a zis Moise, când tu însuți nu respecti legea lui Moise, că nu l-ai adus pe el. Eu cred că bărbatul ăla cu care a trăit femeia asta, cred că era fariseu și o zis, bă, tu ești de-a noastră, ești din gașca noastră. Hai că mușamalizăm noi cumva, scăpăm de ea așa ca pe o momială să-l prindem pe Iisus. Alții spun că Iisus Hristos le-a scris acolo păcatele. Păcatele alea de sub braț, alea din talpă. Păcatele alea de care nu știa nimeni, numai ei cu Dumnezeu. Și le-a dat Iisus Hristos pe față ascunzișurile lor. Și când și le-a văzut de acolo, au zis, bă, dacă mai stăm, luăm noi pietre și ne omoară pe noi. Alții au spus că Iisus Hristos acolo, Tony Evan spunea, Iisus Hristos a scris acolo, după părerea lui, numele amantelor, numele femeilor cu care ei înșiși, preoții ăștia, au trăit. Și acum făceau pe sfințe. Și când au văzut acolo numele lor, adică tu acuzi pe femeia asta și uite acolo numele lor. O zis, bă, mustrați de cugetul lor, o zis, hai să plecăm, ca nu cumva să ia norodul la noi piatra. Or crezut că îl prinde pe Iisus Hristos. Dar de fapt Hristos i-a prins în viclenia inimilor. Ei, eu nu știu ce a scris Iisus acolo. Dar cu siguranță a scris ceva ceea ce în conștiința lor izgâria, că erau mustrați. Ceva păcate ascunse ale lor. Și ce au făcut oamenii ăștia? Ce face și omul în general astăzi? Ce face lumea astăzi? Când Dumnezeu descoperă păcatul, în loc să zică, Doamne, Tu chiar ești Mesia. Nimeni nu știa trecutul meu și buba aia care puroia acolo sub braț. Doamne, nimeni nu știa lucrul ăsta, numai Dumnezeu. Tu dacă știi lucrul ăsta, Tu înseamnă că ești Mesia. Și în loc să ia loc lângă femeia aceea, la picioarul lui Hristos, spune Biblia că s-au dus unul câte unul, au plecat din prezența celui care singur îi putea ajuta. Asta e tragedia și astăzi. Un Hristos care stă și zice, veniți la mine toți cei trudiți. Vină cu păcatul tău, vină cu conștiința ta care urlă. Vină cu lucrul ăla care nu știe nimeni, nici mama, nici tata, nici soțul, nici soția. Vină, vină, vină la picioarele mele să găsești eliberare și pace. Și ce face omul? Exact ce fac fariseii. Când Dumnezeu le descoperă păcatele, în loc să ia loc la picioarele lui Hristos, ce au făcut? Au plecat din prezența celui care singur le putea vindeca cugetul lor păcătos. Și în seara asta, Domnul stă aici. Și Domnul ne cunoaște pe toți. Amin? Ce vom face? Vom încerca să ne machiem păcatele? Și să spunem, nu-i adevărat, nu-i adevărat, ai probe video? Ce vom face? Vom sta și vom spune, e ok, eu, it's ok, și o să pleci fără Iisus? Sau vei spune, Doamne, așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am, Tu îmi fii sprijin. Mă spal în sângele divin. O, mielule, eu vin, nu plec din prezența Ta ca ei. Stau la picioarele Tale. Poate nu-i curvie. Poate nu ți-ai înșelat nevasta. Bravo, felicită. Dar repet, în ea nu se ajunge numai pentru așa ceva.
Păcatul este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Poate beție, poate ură. Auzi, cine urăște pe fratele său este un ucigaș, nu? Poate amărăciune, poate hoție, poate minciună. Cei ce trăiesc în minciună, spune Biblia, așa? Și ce să faci? Indiferent de păcat, nu te scuza că nu-i vorba de păcat sexual. Poate chiar e păcat sexual. Poate ești aici, ai amantă. Și nimeni nu știe, numai Dumnezeu te știe. Poate ești cu păcate de alea rafinate, tu nu treci în curvie, numai că ești pe net la pornografie. O altă formă de imoralitate, așa-i? Să vii să spui, Doamne Dumnezeule, eliberează-mă, Doamne. Doamne Iisuse, rupe orice jug de peste viața mea, Doamne. Fie sângele Tău să mă elibereze, amin? Ce au făcut oamenii ăștia? Măcar că s-au simțit mustrați în cugetul lor. Măcar că mintea lor urla. În loc să se smerească, au vrut mai mult să-și salveze imaginea. O, să nu mă vadă. O, să nu mă vadă ăla și ăla. Și au plecat înapoi cu păcatele lor. M-am uitat în Sfânta Scriptură și am văzut că există câteodată șanse pe care Dumnezeu le dă unice. Și dacă nu răspunzi când trebuie, s-ar putea să, așa cum spunea fratele, mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Mă gândesc, de exemplu, la femeia samariteancă. Vă aduceți aminte? Iisus Hristos s-a dus la fântână și s-a întâlnit cu o femeie și a zis, femeie, dă-mi să beau. Și aia cu gură mare, obraznică, de ce? Nu-ți dau. Cine te crezi tu că ești? Ești mai mare ca Iacov? Vă aduceți aminte? L-a luat așa pe Iisus la 11 metri. Tu, evreu, încerc mie? Nu-ți dau, zice. Cine te crezi tu că ești? Chiar așa spune. Cine te crezi că ești? Ești mai mare ca patriarhul? Iacov? Și Iisus Hristos se uită la ea și vede duhul ăsta obraznic și gura aia de mahalajoică. Și zice, femeie, dacă ai ști tu cine-ți cere să bea, tu singur i-ai fi dat. Și el ți-ar fi dat apă vie. O apă care dacă ți-o dau nu-ți va mai fi sete în viață. Și apa care ți-o dau, eu zice, izbucnește în viața veșnică. O, zice, Doamne, dar păi dă-mi totdeauna apa asta să nu mai vină, să nu mai fie sete niciodată. Și Iisus zice, chiar vrei? Iisus, îți dau un test, mă. Nu ți-o dau așa pe gratis. Îți dau testul mai întâi. Care ăla? A dus bărbatul acel lângă tine. Cum? A dus bărbatul. Și femeia zice, n-am bărbat. Și Iisus se uită la ea și zice, bine zis, că 5 ai avut. Și ăsta cu care ești, nu e a tău. Ești în concubinaj. Ai sărit gardul. Și femeia aia care era bună de gură, în loc să zică, nu e adevărat, nu e adevărat, te dau în tribunal, dau nemorale, nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat. Femeia în loc să aibă gură mare, dintr-o dată își pleacă ființa, parcă o văd. Și zice, așa-i, Doamne, văd că ești, așa-i, văd că ești proroc, așa-i. Și ce face Hristos când vede că cineva se pocăiește? Zice, am auzit că vine, trebuie să vină unul Mesia, zice femeia. Și Iisus zice, eu cel care vorbește cu eu sunt acela. Și în momentul ăla, zice Biblia, a izbucnit apa. Duhul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, așa, a inundat-o, a lăsat găleata la fântână, s-a dus în cetate. Și printr-o femeie de morabă ușoară, care s-a pocăit, Dumnezeu face o trezire spirituală. Și toată Samaria îl cunoaște pe Domnul. De ce? Pentru că femeia aceea a ales să se smerească și să se zdrobească înaintea lui Iisus Hristos. Știți ce e interesant? Că zice Biblia că Iisus Hristos trebuia să treacă prin Samaria. Așa începe Ioan 4. Trebuia să treacă prin Samaria. Și unde mergea? La cruce. Niciodată nu mai trecea prin Samaria. Vă imaginați dacă femeia nu se pocăia? Dacă n-avea gura mică și dacă n-avea un milion de argumente, vă imaginați ce se întâmpla cu ea? Ea nu mai era mântuită. Pentru că Iisus Hristos trecea prin Samaria să meargă unde? Să moară pentru păcatele noastre unde? La Ierusalim. De aceea zice Biblia, azi dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Astăzi când Dumnezeu îți vorbește, fă-ți inima mică și spune, Doamne, ai milă de mine astăzi. Nu mă lăsa, Doamne, să plec din prezența Ta ca farisei, că s-ar putea să nu mai niciodată harul și ocazia să auzi cuvântul lui Dumnezeu sau să-L auzi și inima să-ți fie împietrită. Și să vrei să nu mai vrei, sau cum să spun? Să ai așa stare de împietrire în care să nu mai vrei să vrei. Să ajungi într-o stare de aia ticăloasă în care să nu poți. Să nu mai poți, să nu mai vrei să vrei să-L dorești pe Iisus. Doamne, astăzi cercetează-ne. Doamne Iisuse, cercetează-ne.
Ajută-ne să ne smerim la picioarele tale, să nu plecăm din prezența lui Iisus, ca și farisei, ci să luăm loc la picioarele lui Iisus, spunând, așa-i, Doamne. Doamne, am atâtea lucruri de care trebuie să mă pocăiesc. Doamne, îmi pun viața rânduială înaintea Ta și ai milă și de mine, păcătosul, lăudat să fie Domnul. Amin? Vă aduceți aminte de Iacov? Din nou, un om care l-a întrebat taică-sul și a zis, cum te cheamă? Și l-a zis, eu sunt number one. Numele meu este Esau. Dar cum ai prins bânatul așa repede? Bine, mă, tati. Domnul mi l-a scos în cale. Deci l-a băgat și pe Domnul în minciuna lui. Sigur ești tu, Esau? No, bine, mă, tati, no. Cum adică? Normal, eu sunt Esau. L-a mințit pe taică-sul, da sau nu? L-a mințit. El era Iacov. Dar s-a îmbrăcat în hainele fratele său mai mare, așa? O mică paranteză. Părinții bisericii spuneau în felul următor, că asta s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani. Isaac, sau Dumnezeu Tatăl, prefigurat ca Dumnezeu Tatăl, ce-a făcut? Noi suntem Iacov. Iacov înseamnă înșelător, așa-i? Iacov înseamnă înșelător. Și ce-am făcut noi? Umanitatea, Iacov, înșelătorii, oameni care morți în păcatele noastre. Ce-am făcut? Ne-am îmbrăcat în hainele fratelui nostru mai mare. În hainele lui Iisus Hristos. Ne-am îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Prin credință ne-am îmbrăcat în meritele lui Hristos. Și ne-am dus înaintea Tatălui și am zis, Doamne, pe baza meritelor lui Hristos, ai milă de mine. Și ce a făcut Tatăl? Pe mine m-a binecuvântat și pe Fiul Său a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. De ce? Pentru că El a plătit păcatul meu și mi-a dat mie haina neprihănirii. Aceasta este minunea minunilor. Că Dumnezeu m-a iubit atât de mult și te-a iubit atât de mult, încât pe fratele meu mai mare, pe Iisus Hristos, Tatăl l-a pus pe cruce. A găsit cu care să-L zdrobească, zice Isaia 53, prin suferință, ca eu să mă îmbrac în meritele lui Hristos, socotit neprihănit prin credință și să mă duc și să spun pe baza meritului, a hainei neprihănirii lui Hristos, primește-mă, Doamne. Pot să am relație cu Tatăl, de ce? Pentru că fratele meu mai mare a fost zdrobit. Și eu am fost binecuvântat. Lăudați să fie Domnul, amin? Asta este minunea minunilor. Că Dumnezeu m-a iubit așa de mult încât l-a trimis pe Iisus Hristos să fie mielul de substituție, cel care să plătească penal păcatele mele. Pentru ca prin credință în El să găsesc pace cu Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul, amin? L-a mințit pe taică-sul, dar după 20 de ani de zile zice Biblia că s-a întâlnit Dumnezeu cu el, la Peniel. Și acolo la Peniel Biblia spune că după o noapte întreagă de bătălie, Îngerul Domnului, sau este o cristofanie, arătarea lui Hristos, a vrut să plece și Iacov a început să strige, să plângă. Nu te las până nu mă... Nu te las! Vă asigur că nu voia binecuvântarea materială. Avea prea multe oricum. Deja avea turme de capre, de cămile, avea prea multe. Și Domnul zice, vrei binecuvântarea mea? No? Vrem binecuvântarea Domnului? Nu, zice Domnul, uite, îți dau testul. Cum te cheamă? Vi se pare întrebare grea asta? Cum te cheamă? Foarte grea, vă spun. Cu alte cuvinte, în urmă cu 20 de ani de zile, când taică tot o întreba cum te cheamă, ai mințit cu nerușinare și ai zis, eu sunt number one, eu sunt primul întâi născut, eu sunt Esau. Și acum te întreabă Domnul, a, vrei binecuvântare? O, oh, îți place rugăciune, aleluia, o sănare, lacrimi, Doamne, mire! O, oh, zice Domnul, bun, dar stai. Dincolo de lacrimi și strigăte și așa mai departe, că și Iisus se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi, dar n-a fost ascultat pentru că avea lacrimi și strigăte, ci din pricina evlaviei lui. Și Domnul zice, bun, îmi place pasiunea ta, văd că te rogi, aleluia, o să, bun, ok. Văd că plângi, așa zice, o să ia 12:4, căci era cu lacrimi binecuvântarea. Dar Domnul zice, vreau să dau testul pocăinței. Cum te cheamă? În urmă cu 20 de ani, când taică tot o întrebat, ai mințit. Și acum te întreb eu, Domnul. 20 de ani de zile ai trăit cu o mască, ai trăit cu o minciună, că tu ești cineva, dar de fapt tu știi că nu ești nimic. Să văd, te pocăiești după 20 de ani. Sau nu te pocăiești? Și dintr-o dată omul ăsta se smerește și zice, numele meu este Iacov, înșelător. Și când aude Dumnezeu că omul ăsta se zdrobește și se pocăiește, Dumnezeu zice, numele tău nu va mai fi Iacov, ci numele tău va fi
Israel, alesul, prințul lui Dumnezeu, cel ce luptă cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. Și te fac patriarh și mă numesc Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Și o să-ți dau dar profetic și pe patul de moarte. La aia o să spui, tu o să ajungi așa, tu nu o să ajungi așa. Și o să-ți dau daruri spirituale și binecuvântări cum mi-ai cerut. De ce? Pentru că a fost un moment în care a ales să se pocăiască și să-și dea masca jos. Dragi și surori, dragi prieteni care suntem aici, Dumnezeu nu-i dator să ne vorbească de 200 de ori până să ne întoarcem la El cu adevărat. Dumnezeu nu-i dator să bată la ușa inimii noastre, pocăiți fiind, și stăm în anumite păcate și Dumnezeu nu-i dator. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit că puterea Lui. Amin? Credeți că penielul ăla se putea repeta? Eu nu zic că Dumnezeu nu, dar mă îndoiesc că iară de dea Dumnezeu, hai încă un peniel, 10 penieluri până când ăsta să se recunoască. Ce vreau să spun este că atunci când Dumnezeu îți vorbește, știi ce să faci? Să te predai. Să dai masca jos și să spui, Doamne, oamenii zic de mine, oh, fratele, oh, oh, Domnul cu tare, dar Doamne, când mă duc în cămăruță cu Tine, Doamne, și îți arat ce am în inimă, Doamne, Tu știi viața mea. Nu vreau, Doamne, să-mi salvez fața și imaginea. Doamne Dumnezeule, vin la picioarele Tale, că oricum Tu știi totul. Nu vreau să plec din prezența Ta. Vreau să mă predau cu totul înaintea Ta. Amin? Greșeala care au făcut-o acești farisei este că au plecat din prezența lui Hristos și nu s-au aplecat în prezența lui Hristos. Dă-ne un duh de smerenie, Doamne. Și fă să simțim dragostea Ta, că Fiul lui Dumnezeu n-a venit să condamne lumea, ci ce să facă? Să o mântuiască. Amin? Și spune Biblia în versetul 9. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. E ceva teribil versetul ăsta. Să stai singur? Cum adică singur? Dar de ce singur? De ce nu au venit și ceilalți? Așa se întâmplă. 7.200.000.000 de oameni, din care 1 miliard și ceva, aproape 2 miliarde sunt creștini. Și din aia care se declară creștini, numai Dumnezeu știe cât sunt cu adevărat. Nu vor! Îl lasă pe Iisus singur! Iisus stă și bate și oamenii vor mai mult întunericul, iubesc mai mult întunericul. Și asta e o tragedie. Să ai lumina și să nu vrei să vii la lumină. Să stai în întuneric, să fugi de cel care te poate ajuta. Așa zice Biblia în cartea Osea. Deci, pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva celui care te putea ajuta. 13:9. Pieirea ta, Israel, este că ai fost împotriva celui ce te putea ajuta. Adică, pe baza versetului acestuia, vă rog să ascultați, îmi sună următoarea idee. Că oamenii nu vor ajunge în iad pentru că sunt prea păcătoși. Nimeni nu ajunge în iad că au păcătuit prea mult, ci oamenii vor ajunge în iad pentru că sunt mândri, pentru că au fugit de crucea lui Hristos. Au fugit de soluție, că au fost împotrivă. Ce-ar fi să-ți lași mândria la o parte? Să spui, Doamne, nu vreau să te las singur. Doamne, vreau să viu și eu lângă femeia aia. Poate nu-i păcatul ăsta, dar e altul. Doamne, te rog, eliberează-mă. Există putere în sângele lui Iisus. Amin? Mă gândesc când Domnul Iisus Hristos a vindecat-o pe femeia aceea cu scurgere de sânge și a venit prin spate și s-a atins de poala hainelui. Îndată, zice, o putere a ieșit din Hristos. Și oamenii s-au uitat și au zis, și Iisus a zis, cineva s-a atins de mine, cineva s-a atins, cineva s-a atins. Și Petru zice, Doamne, dar nu vezi că mulțimea te îmbulzește? Cum adică, normal că te-o atins? Și Iisus zice, nu. Aici o lege a credinței care tu n-ai înțeles-o, Petru. Cineva s-a atins cu credință. Și când a pus mâna cu credință, puterea lui Dumnezeu a curs din mine în ea. Și atunci m-am gândit întotdeauna, dacă 5.000 de oameni se atingeau de Hristos cu credință, exista suficientă putere în Hristos să vindece 5.000 de oameni de probleme la o singură secundă? Da sau nu? Ăsta e Hristos, așa e? Nu că Hristos nu poate, oamenii nu vor! Pleacă din prezența celui care îi poate ajuta. Dar există și o frumusețe, că Iisus a rămas singur cu femeia, versetul 9, pentru că mi-arată că mântuirea este cum? Personală, singur. Cum avem o cântare? Când te uiți în fața Lui și îl vezi lăcrimând, chiar de fi dușmanul Lui, cu Iisus vreau să stau atunci când suntem numai noi. E o intimitate, așa? Tu cu Domnul. Acolo pe bancă, să spui, Doamne, intră în inima mea. Doamne, curăță-mă. Așa e, Doamne. Să spun ce n-am mai spus la nimeni.
Și apoi? Asta e frumusețea. E o tragedie, dar totuși e o frumusețe când mă învață Dumnezeu că mântuirea este cum? Personală. Este între tine și Domnul. Și mă rog astăzi să-ți faci inima mică. Să lași lacrimile să curgă dacă îți vin să scurgă. Să spui, Doamne, iartă-mă că am ofensat sfințenia ta. Eu trebuia să plătesc. Eu trebuia să mor. Dar înțeleg în seara asta că a venit Iisus Hristos și a plătit El ofensele mele. Și m-a iubit Hristos și acum pe baza suferinței Lui. Doamne, eu pot să am pace cu Tine. Eu nu mai trebuie să trăiesc în frică, în condamnare. De ce? Pentru că Iisus a plătit păcatele mele. Lăudat să fie Domnul. Amin? Ascultați versetul 10. Atunci s-a ridicat în sus. Și când n-a mai văzut pe nimeni, din nou, decât pe femeie. Stai un pic, nu înțeleg. Dar n-ai zis că în versetul 2 tot norodul a venit la el? Și acum zice Biblia, n-a mai văzut pe nimeni decât exclusiv pe femeie. Dar unde-i norodul? Am înțeles că ăștia au plecat, farisei. Dar unde-i poporul care sorbea cuvintele? Decât pe femeie. Nu vi se pare că trăim vremurile alea, de atunci le trăim și astăzi? Ne place așa un Hristos care să ne facă să plângem, să râdem, să ne dea ilustrații de alea așa, pilde, să ne spună pilde istorioare, să ne dea sandwich-uri, pâine și pești, să ne vindece Dumnezeu bolile noastre. Oh, da, merem la Iisus, sigur, cum să nu? Ne place un Hristos ăsta tip Moș Crăciun. Voi ce ne place de El. Când ne rugăm, pac, să-ți dea bani, să-ți dea sănătate, să-ți dea mâncare, de tot. Vai, sigur, vai, ce fain e cu Iisus. Și când Iisus zice, no, ia, coboară și ia loc aici, lângă femeie. Hai, pocăiește-te de păcate. Atunci, parcă Iisus Hristos rămâne cum? Singur. Asta nu-i mai place. Orice. Dar când să ne pocăim, atunci, cum? A fost prea greu mesajul. Nu, nu. Știi, eu sunt de acord cu Biblia. Da, Iisus iubește, ia copiii în brațe. O, ne place un Hristos care să ne vindece, să ne spună ilustrații, să ne facă să plângem. Duș rece, duș cald, să plângem, să râdem. Ma, ce fain a fost. Dacă nu-i provocare și pune Dumnezeu mâna direct pe bubă, pe cancer și spune, vezi, nimic spurcat nu va intra. Ai spurcăciune în viața ta, vino și pocăiește-te. Iisus rămâne de multe ori singur. Refuză astfel de mesaj. O generație care nu-i trebuie cuvântul pocăință. Îi trebuie un Hristos Moș Crăciun care să fie o rampă de lansare pentru poftele lor păgâne. Și Hristos nu face rabat. Mântuirea este pentru cei care cred și se pocăiesc. Ce înseamnă pocăință? Înseamnă schimbarea minții, înseamnă să te întorci la 180 de grade, să divorțezi de păcatul tău, să rup cu păcatul, că harul lui Dumnezeu ne învață ce să facem. Să rupem. Da, Domnul e bun, e har. Dar harul ăsta e un pedagog, e un profesor, așa? Care te învață ce să faci. Să rupi cu păcatul. No. No, ne place să ascultăm. Vai ce frumos vorbești. Așa fain vorbești băiatul ăla. Dar când e vorba de pocăință, atunci... Mă, a fost fain. Poate mai vin. Sunt aici să spun că nu există altă cale, oriunde ai căutat. Calea spre mântuire. Îi să vii cu credință și să recunoști cine ești. Și atunci ce face Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Sângele Lui te curăță și mă curăță de orice păcat. Lăudat să fie Domnul. Amin? Lăudat să fie Iisus. S-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni, spune Biblia, decât pe femeie, Iisus i-a zis. Și este un cuvânt magic ce urmează. Iisus i-a zis. Zice stare ce a zis. Primul cuvânt. Ziceți încă o dată. Oh, ce cuvânt frumos! De ce e frumos cuvântul ăsta? Pentru că farisei și cărturare au venit și au zis, am prins-o pe femeia asta, nu? Chiar când săvârșea prea curvia, s-am adus-o! Chiar când săvârșea! Și Iisus, măcar că a știut ce a făcut femeia asta, Iisus nu a zis, nu i-a dat epitete. Iisus a uitat la ea și a zis, tu în ochii mei nu ești cum spun ei. Tu în ochii mei ai valoare, tu ești femeie, tu nu ești o curvă. Pentru că atunci când văd pocăința ta și faptul că nu te justifici și taci, nicăieri nu vezi că femeia asta argumentează. Când văd pocăința ta, ce curățește Dumnezeu să nu mai numești spurcat.
Și ce face Hristos? Îi redă înapoi valoarea pierdută. Și n-are importanță ce zice gura satului, ce zice Facebook-ul, ce zice cu tare și cu tare. Când Hristos te-a eliberat, ești liber într-adevăr. Ăsta e Hristos. Îți redă înapoi valoarea pierdută. Indiferent ce zice lumea, bă, bețivolă, da, mă, poți să zici ce vrei, dar m-a mântuit Iisus, eu sunt copil de Dumnezeu. O, ai făcut lucrul ăsta în ochii mei. Tu ești o valoare, tu ești femeie. Îți redau înapoi valoarea, statutul pierdut prin păcat. Asta numai Hristos poate să facă. Spuneți-mi, e bun Iisus Hristos? E mare Iisus Hristos? Dacă ești în Hristos, ești o făptură nouă. Cele vechi, toate s-au făcut noi. Ăsta-i Iisus. Doamne, ajută-ne să ne îndrăgostim de Fiul Tău, de Iisus Hristos. Și dacă ești aici și tot tăvăli satana în toate păcatele lumii acestea, sau mai știu ce păcate rafinate, care nici nu se pot spune probabil, în mintea ta, în viața ta, lucruri de care ți-e rușine. Și te ține satana în cușcă, și te ține în depresie, și te ține cu becul aprins noaptea că ți-e frică, sau mai știu ce stări păcătoase. Vino la Iisus! Vii la Iisus! Și Hristos ce face? Rupe cătușile! Și îți dă înapoi pace în minte, și îți dă înapoi valoare, valoare, îți dă valoare. De ce? Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Și valoarea Fiului lui Dumnezeu, prin sângele Lui, te face să fii și tu prețios, lăudat să fie Domnul. Amin? Ca și un diamant care a căzut în noroi. Și lumea zice, a, zice, gunoiul ăsta, zice, ticălosul ăsta. Așa o zice Zacheu. Ha, păcătosul ăsta, o zice. Așa o zice. Bă, parcă erau români aia. A intrat să găzduia, nu știu cine el, cine e maică-sa, cine... A, să găștiu ce-a făcut. A intrat să găzduiască la un om păcătos. Îmi place de Zacheu că nu se intimidea de ce zice gura satului. Asta s-a dat rapid, îndată s-a dat. Rapid, din pomul ăla, din frăgarul ăla. Și l-a primit pe Iisus în casă. Și spune Biblia, și i s-a închinat. Auzi? Și a stătut înaintea lui. Și a zis, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi... împătrit. Și Domnul Iisus a zis, azi a intrat mântuirea în casa ta. Tu ești fiul lui Avram. Tu nu ești acest cum oamenii. Oamenii zic că ești păcătos. În ochii mei, tu ești fiul lui Avram. Inima ta ți-o cunosc. Eu simt inima ta. Simt inima ta. Văd pocăința ta de azi încolo. Tu ești copil de Dumnezeu. Lasă tot să aibă ipoizioara lor afară. Tu închide ușa și spune aici Iisus. Nu mă interesează ce ziceți voi. Că nimeni nu mă poate mântui. Numai Hristos. Așa-i? Așa că nu mă interesează ce zice gura satului. N-ai decât să zici, eu m-am întâlnit cu Iisus și am pace în inima mea, așa-i? Că lumea zice, a, păcătos, ora merg la... A, aia! Lasă, zic ce vrea. Întâlnirea cu Hristos te transformă. Amin? Doamne Iisuse, rupe orice legătură, Doamne. Și adu pace, și adu eliberare. Mintea noastră să fie transformată de această persoană extraordinară. Numele Lui e Iisus Hristos. E cineva care mă iubește nespus. E cineva și îi mulțumesc. Cine e acest mare anonim? Este Iisus Hristos. Așa-i? Și Dumnezeu n-a terminat cu tine. Vreau să spun în seara asta. Dacă Dumnezeu voia să termine cu tine, nu te făcea să auzi cuvintele astea. Dar tocmai faptul că în seara asta, într-un mod providențial, ai venit aici, este că Dumnezeu n-a terminat, pentru că te-a făcut să auzi acest cuvânt al Harului lui Dumnezeu. Dacă ești pe buza prăpastie și ai gândul chiar de sinucidere, nu te mai suporți în propria carcasă, oare mai poate ierta? Sau ai stări de alea păcătoase și să-ți faci rău, oprește-te! Religia lui Hristos este o religie a speranței. A murit El ca tu să nu mori. A murit Hristos ca tu să nu-ți faci niciun rău. De ce? Hristos te iartă! Te eliberează! Îți dă valoare! Îți dă daruri spirituale! Te poate face un stâlp în casa Lui. Slăvit să fie Domnul! Nu te sinucide! Oricine ești aici, ai venit poate cu gândul. Nu-ți fă niciun rău! Hristos a murit El ca tu să ai viață. Crede în sângele lui Iisus Hristos. Crede în puterea lui Iisus. Și mă rog astăzi să fie liberat. Și Biblia spune, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Versetul 11. Ascultați. Nimeni nu te-a osândit. Și femeia te uită și zice, nimeni? Doamne! Nimeni? Doamne! Deci, mă uit la femeia asta și îmi dau seama că femeia asta cu adevărat s-a pocăit. Știți de ce? Așa cum am spus la introducere. Pentru că femeia asta l-a recunoscut pe Iisus Hristos nu ca un simplu învățător. Nu a zis nimeni învățătorului. Știți că Iuda, când Domnul Iisus l-a descoperit, a zis
unul dintre voi mă va vinde. Și el a spus, nu cumva sunt eu învățătorule? Toți ucenicii au zis, nu cumva sunt eu, Doamne? Iuda spune, nu cumva sunt eu, nu, Doamne? Tu pentru mine ești un simplu orator. Ești un simplu om care faci minuni. Ești învățător. Nu ești domn. Înțelegeți diferența? Și femeia asta se uită și zice, nimeni nu te-a osândit. Și ea zice, nimeni, Doamne, așa-i. Mă recunosc, nu mă justific. Cred în iertarea ta, cred în puterea ta, tu ești Mesia. Cum le-ai închis gura, trebuie să fii Dumnezeu. Nu credeam că poate să iasă cineva din capcana asta. Tu trebuie să fii Dumnezeu. Tu mă ierți, tu ești Domnul meu. Și în seara asta știi ce trebuie să faci? Să-ți faci inima mică. Să spui, Doamne Iisuse, intră în inima mea. Doamne, curăță-mă de orice spurcăciune, Doamne. Sângele Tău e cel mai bun detergent care mă poate curăți de orice păcat. Dă-mi un nou start. Dă-mi un cazier curat, Doamne. Și de azi încolo, Doamne, să strălucesc pentru Tine. Să înfloresc, că vine primăvara, dar să înfloresc și spiritual, Doamne. De aceea înflăcărează darul care ți l-a pus Dumnezeu în tine. Și roagă-Te, Doamne, odată cu venirea primăverii, ajută-mă să înfloresc pentru Tine, Doamne. Să cred mai mult, să-L iubesc pe Iisus cu toată inima mea. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Domnul cu toată inima, atunci cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Domnul cu toată inima ta. Să iubești mai mult terenul, să iubești mai mult lumea asta și bogățiile lumea acesteia, tată, mamă, frați, surori. Și pe Dumnezeu pe locul doi. Nu, iubește-L pe Hristos cu toată inima ta. De ce? Pentru că El m-a iubit, uite cât de mult, atât de mult. Atât de mult m-a iubit Dumnezeu, încă L-a dat pe Fiul Său, Iisus Hristos, să moară pentru mine. Lăudați să fie numele Domnului. Nimeni nu Te-a osândit, nimeni, Doamne. Tu ești Domnul meu. Femeia asta nu se justifică. Femeia asta vine cu pocăință, are gura mică, recunoaște. Și lui Hristos îi plac oamenii care se recunosc. Dumnezeu mișcă cerul și pământul pentru bărbați și femei care cu adevărat se pocăiesc. Credeți-mă, mișcă cerul și pământul. Ce poate să facă Dumnezeu într-o secundă în viața ta, tu nu poți să faci într-un miliard de ani. Crezi lucrul ăsta? Ce poate să facă Hristos pentru tine? În 5 minute! Tu nici dacă ai trăit miliarde de ani, nu poți să faci. Ce face Hristos când te smerești pe înaintea Lui? Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Asta înseamnă să mergi la pescuit fără Iisus, nu? Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Domnul zice, uite, o să vă dau o lecție. Voi care sunteți pescari, știți toate șmecherile cum se prinde pești. Dacă nu mai pe mine în barcă, bă, nu prins nimic. Dar uite ce fac eu. Aruncați mereaja în partea dreaptă. Au aruncat-o? Și Biblia că au prins atâția pești, că au început să se scufunde corabile. A făcut Hristos într-o milisecundă, ce ei n-au putut să facă într-o singură noapte. A putut să facă Hristos. Nu știu, cred că Hristos a creat direct pești acolo. I-a creat direct. S-au poruncit unui banc mare de pești să meargă direct în mreaja lui Petru. Nu știu. Dar când asculți de Hristos și când mergi cu Hristos, să știi că Dumnezeu face minuni. Și în seara asta mă rog să vină minunea mântuirii. Să asculți de Iisus, să nu fugi de Iisus, să vii așa cum ești. Murdar! Să te pui la picioarele Lui, să mergi curățit prin sângele Lui Hristos, să recunoști pe Iisus Domn și Mântuitor. Amin? Versetul 11, ultimul verset, mă apropiu de încheiere. Biblia spune, nimeni nu Te-a osândit. Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Este un verset extraordinar. Și Iisus i-a zis, nici eu nu Te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Hai să rostim încă o dată versetul ăsta. Nici eu, du-te. În unele biserici există versetul ăsta la ieșire. Du-te și să nu mai păcătuiești. Nu, acum eu am o problemă un pic așa cu versetul ăsta. Adică Dumnezeu nostru este drept. Amin? Dumnezeu în dreptatea Lui, plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu e și bun, așa-i? Și Dumnezeu în bunătatea Lui vrea să ierte oamenii, așa-i? No, acum întrebarea este următoarea. Cum a putut să o ierte Iisus Hristos pe femeia asta dacă nu s-a vărsat sânge? Dreptatea lui Dumnezeu n-a fost împlinită. Poate Dumnezeu să ne ierte pe gratis? Fără vărsare de sânge, zice Biblia, nu este iertare. Corect? Corect? Fără vărsare de sânge nu este iertare. Bun, dar ea trebuia să plătească, nu? Trebuia să fie ucisă cu pietre și Iisus zice nu.
Bun, bun, o iert, tu vrei să fii bun, dar dacă ești bun față de ea, nu mai ești drept, că tu ești și drept, nu? Dacă Iisus Hristos era drept și deci a omorât-o cu pietre, era drept, dar nu mai era bun. Cum a împletit Dumnezeu? Cum a făcut Dumnezeu ca bunătatea cu dreptatea să se unească în așa fel încât să o poată ierta pe femeia asta? Cum? Și vă rog să fiți atenți. Repet, dacă Iisus Hristos zicea, omorâți-o cu pietre, merită, după legea lui Moise, Hristos era drept, dar nu era bun. Dacă Iisus zicea, iertați-o, o ierta, era bun, dar nu mai era drept, pentru că plata păcatului moartea. Cum a împletit Dumnezeu aceste două atribute, aceste două calități, încât să rămână și drept și bun în același timp? Și vă rog să fiți atenți. Peste câteva săptămâni, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, trebuia să moară la cruce. Și Iisus la cruce a luat toate păcatele lumii, trecute, prezente și viitoare. Eu pot să-ți dau iertarea, femeie, și o să te iert, uite așa, la clipeală de ochi. De ce? Pentru că pentru păcatul ăsta, sau și pentru păcatul ăsta, eu voi merge la cruce și voi plăti dreptatea lui Dumnezeu care trebuia să cadă asupra ta, va cădea asupra mea. De aceea eu sunt și drept, dar și bun. Dumnezeu nu te poate ierta așa că, hai că te iert. Pentru că Dumnezeu, natura lui, e sfânt și drept. Și dreptatea aia trebuia să fie împlinită. Și a venit Hristos și în rănile lui la cruce. A luat El dreptatea. A plătit El pedeapsa în locul meu. Ca eu, uitându-mă la Fiul lui Dumnezeu, să-L iubesc. Să spun, mulțumesc, Iisuse. Mulțumesc, Tată, pentru planul care L-ai făcut. Că a venit Hristos să împlinească dreptatea ta. Ca tu să mă poți ierta pe gratis, dar totuși pe gratis pentru mine. Dar cu un preț extraordinar de mare. Cu sângele lui Iisus Hristos. Cu sângele lui Iisus Hristos. De aceea nu lua într-un mod ușuratic iertarea lui Dumnezeu. Pentru păcatul tău s-a vărsat sânge. Și nu sânge de arhanghel, nu de înger, nu un înger s-a întrupat, ci s-a întrupat, Dumnezeu s-a întrupat. Dumnezeu s-a întrupat. Și a venit și a murit pentru noi. Prețuiește-L pe Iisus. Iubește-L pe Iisus. Iisus o poate ierta pe femeie. Pentru că știa că și pentru păcatul ăsta, dreptatea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, se va descărca asupra lui. Și El plătește dreptatea. Asta este minunea minunilor. Că Dumnezeu iubește omul, încât, în loc să ne nimicească, plătește El în locul meu. Și oamenii vor ajunge în iad, repet, nu că sunt prea păcătoși, ci că au fost mândri. Măcar că și o soluție al lui Dumnezeu și-au auzit de numele de Iisus, și-au auzit de cruce, și-au auzit de Evanghelie. Măcar că au știut soluția. Au refuzat soluția lui Dumnezeu. De cât timp n-auzi și tu aceste cuvinte? Te-ai născut într-o țară creștină. Nu tu ți-ai ales locul unde să te naști, nu tu ți-ai ales părinții, nu tu ți-ai ales pe vremea cui să te naști. Dumnezeu a hotărât să te naști aici. Puteai să te naști în cele 6.000 de etnii care n-au nici măcar o pagină din Noul Testament tradusă. Cu ce ești mai bun ca alții? Cui s-a dat mult, reține, îi se va cere mult. Nouă românilor, ni se va cere mult. De ce? Ne-a dat Dumnezeu 8 Biblii pe cap de locuitor. Ne-a făcut să auzim de mici de numele de Iisus Hristos. Știi ce înseamnă asta? Că trebuie să spun, Doamne, vreau să fac uz de acest har, Doamne, și vreau să mă pocăiesc înaintea Ta, lăudat și onorat să fie numele Domnului. Amin? Amin. Și acum ascultați, nimeni nu Te-a osândit. Nimeni, Doamne. Și Iisus spune așa, nici eu nu Te osândesc. Du-te. Prima dată îți spune așa, nici eu nu Te osândesc, adică îți dau har, lipsă de osândă. Și cu harul ăsta care ți-l dau, te trimit să nu mai păcătuiești. Mai întâi îți dau har și apoi te responsabilitez. Mai întâi zic, nu Te osândesc, te iert, îți dau har, ești iertată complet. Dar harul ăsta apoi ce face? Te învață ce să faci? Să nu mai păcătuiești, așa-i? Deci mai întâi dă har și apoi te responsabilizează. Noi de multe ori trebuie să recunoaștem, am făcut invers. Noi mai întâi am zis, du-te și să nu mai păcătuiești, că după ce nu mai păcătuiești, au trecut 10 ani, după aia nu te osândesc. Hristos a zis, nu așa, nu asta e Biblia. Nu-i dai mai întâi lege și apoi har. Păi dacă omul s-a pocăit, mai întâi dai har, nu te osândesc, lipsă de osândă.
Și harul ăsta îl poate împuternici să meargă să nu mai păcătuiască. Că dacă nu-i dai har și numai tot, nu mai păcătui, nu mai păcătui. Omul ăla recidivează. De ce? Nu i-ai dat putere să meargă în continuare. Să nu mai păcătuiască. Noi am făcut de multe ori invers în bisericile noastre. Dar ce bine că nu a făcut Dumnezeu așa cu noi. Dacă un om se pocăiește, ce face Dumnezeu? Îl iartă? Îl iartă. Și apoi spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Să vă dau un exemplu. Avem și în bisericile noastre tineri sau tinere care au slujit într-un fel sau altul și au înșelat necuratul. Și au mers în lume. Să-ți vin să crezi, bă, cum e fata aia bună. Bă, băiat, ioi, dar cum a putut, ioi? Și vine după 5 ani, 10 ani, vine în casa lui Dumnezeu, vine așa cu părul așa oxigenat, un tatuaj aici, o geacă de piele. Săracul vine și nu vrea nimic, vrea să stea și el în casa lui Dumnezeu. Și mai dai așa de un sfântoc din bisericii noastre sau de o sfântocă. Că când îl vede, așa răstignește cu privirea. Bă, ce caută aici, bă? Păcătosule, cu alte cuvinte. Nu știu cine ești tu, ce ai fost și ce ai ajuns. Fii atent, o vine și ăsta aici, mă. Și în loc să creăm cadrul ăla de un ambient în care să simtă că Iisus stă cu vame și cu păcătoși la masă. Da, domne, nu cerut amvon, mă. O venit să stea și el în casa lui Dumnezeu. Și dacă dă de unul care îl taie cu privirea sau la sfârșit îi dă un cot, ce caută aici, mă? Ăla știi ce face? Mai vine în veac. Pentru că în loc să fim ca un incubator, bă, se bucur, mă, că oaia aia, bă, cum e, mă, a venit, mă, că Dumnezeu vrea să recupereze, că poate să ierte. No, noi suntem cu sfințenia. Nu dăm drumul la păcat. Bă, ce să dai drumul la păcat? Recuperează! Mă gândesc câte biserici ar trebui să mai fie în Timișoara și în Oradea și în țară dacă s-ar întoarce toți fiii risipitori înapoi. N-ați încăpea, n-am încăpea. Dacă ar veni numai pruncii de pocăiți să vină înapoi în casa lui Dumnezeu. Dar am fost invers. Am zis, vezi, nu mai păcătui, mă! Fără să dăm mai întâi har și să asigurăm că Iisus poate să ierte și să mântuiască. Și vă spun cum disciplinează Dumnezeu pe astfel de oameni. Vreți să vă spun cum? Îi lasă ca pruncii lor să cadă. Și atunci să vezi cum își schimbă teologia. Oh, Iisus poate să ierte, da. Atunci așa s-ar place să vină unul să-ți ia pruncul după umăr și să zică, bă, mă bucur, mă, hai mă la un suc, hai să vorbim, mă. Așa s-ar place să vezi că îl iubește, mă, cum e, mă, dar o venit, mă, în casa lui Dumnezeu, nu? Nu lua barda. Lasă piatra jos. Că dacă Dumnezeu ar lua piatra la noi, după păcatele noastre, începând cu mine și până la ultimul, niciunul n-ar trebui să fim aici. Am dreptate. O să că cine-i fără păcat să arunce? Primul cu piatră. Singurul care putea să ia piatra și să omoare pe femeia aia, singurul fără păcat era cine? Iisus. Și n-a făcut-o. Și a dat har. Și apoi a zis, du-te mă să nu mai păcătuiești. După ce a zis, nu te osândesc, am văzut pocăința ta. Haideți să nu fim noi mai spiritual ca Iisus Hristos. Haideți să nu încercăm să îmbrăcăm noi hainele dreptății și de fapt e răutate, dar ne îmbrăcăm cu hainele sfințeniei. Când Dumnezeu zice, dă har mai întâi. Vorbește despre iertare, de pocăință. Spune că Dumnezeu îl iubește. Bă, dar au venit, bă! Îmbrățișează-l, sună-l, nu trece pe lângă el ca trenul. Că s-ar place să vină lângă pruncul tău unul care să-l ia după umăr și să-l aducă în casă. Dar mulți nu mai vin. Nu mai vin, trebuie să meargă la alte biserici, poate independente, pe care noi le numim a mișcări parabisericești. Lasă meargă acolo, dacă noi nu dăm har. Bine că mergem la biserică, că-i tăi Iisus acolo, dar să fie mântuit. Ar trebui să învățăm și noi să fim mai buni cu pruncii noștri. Să fim mai buni unii cu alții. Să lăsăm piatra jos, să se vadă modelul lui Hristos în noi. Amin? Doamne, umple bisericile noastre cu fii risipitori să vină înapoi acasă. Să simtă iubire și dragoste, acceptare. Să nu meargă înapoi în lume, să nu meargă la nu știu ce bisericuțe. Bine că merge și acolo să fie ca un reproș pentru noi atunci. Și să spunem, Doamne, vreau să fiu cum? Ca Iisus Hristos. Vreau să fiu, Doamne, dacă m-ai luat la bani mărunți, Doamne, cine ar putea sta în picioare, așa-i? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut. Îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta. I-am spus lui Dumnezeu, am zis, Doamne,
Am zis, Doamne, spun sincer, dacă eu aș fi Dumnezeu în locul tău și aș vedea un om ca și Gabi Florus pe pământ, l-aș ierta așa o dată de două ori. Am zis, de 100 de ori. Apoi am zis că e așa de bun, că de 1000 de ori. Am zis, Doamne, știi ce mă atrage la tine? E bunătatea ta, că tu nu m-ai iertat pe mine de 1000 de ori, tu m-ai iertat de 1000 de ori la puterea M plus 1. M-ai iertat de atât de ori că nu vine să cred cât ești de bun. Și ceea ce face farmic unui om nu este răutatea lui, ci este bunătatea lui. Așa-i? Așa-i? Și bunătatea lui Dumnezeu ce face apoi? Bunătatea, nu barda. Bunătatea lui, harul lui. Bunătatea lui mă îndeamnă la ce? Nu cancerul. Nu COVID-ul. Nu rușii. Ci bunătatea lui. Și faptul că în seara asta ai venit pe picioarele tale în casa lui Dumnezeu și ai auzit cu urechile tale despre acest nume fantastic, numele de Iisus, este bunătatea lui Dumnezeu pentru tine. Știi ce trebuie să faci? Să te pleci înaintea lui. Să spui, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Vin la crucea ta, iau loc, Doamne, la picioarele crucii tale și cred că Tu ai murit pentru mine. Cred că ești mielul lui Dumnezeu care ai plătit păcatul meu. Iartă-mă, curăță-mă, spală-mă, fă-mă copilul Tău pentru totdeauna. Nu mă interesează ce mai zice gura străzii, Doamne. Doamne, ce curești Tu, rămâne curat, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să cred în sângele Tău, Doamne. Să plec acasă liber, să plec liber de orice patimă, de orice păcat. Pentru că Iisus, în seara asta, cred că va face minunea aceasta mântuirii. Poate ești prun de pocăit și ești în casa lui Dumnezeu, dar casa lui Dumnezeu nu-i în tine. Strigă și tu către Domnul, spune, Doamne, intră în inima mea. Te recunosc pe tine, Domnul meu și Mântuitorul meu. Și dacă ești aici și totdeauna ai avut piatra în buzunar, totdeauna ai fost cu piatra în buzunar, lasă piatra jos! Că singurul care poate să ia piatra la noi este cine? Iisus Hristos. Și n-a luat-o. Și mulțumim. Doamne, învață-ne să fim buni. Ca Domnul Iisus Hristos. Amin? Hai să ne ridicăm în picioare. Lăudați să fie Iisus. Hai să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Hai să venim cu smerenie. Indiferent cine ești, indiferent de religia care o ai, indiferent de statutul care îl ai, nu există altă cale de mântuire decât să te pleci la picioarele lui Hristos. Spune, Doamne, intră în inima mea. Doamne, recunosc păcatul meu. Dar am înțeles că există soluție pentru păcatul meu. Și soluția asta este sângele lui Hristos. Este moartea lui Hristos. Crede în Iisus cu inima, nu numai cu mintea ta. Și invită-L pe Iisus în inima ta să fie Domn și Mântuitor. Și fie bunătatea Lui să stăpânească în inima noastră. Al Lui Dumnezeu să fie toată gloria și toată slava și cinstea de acum și până în veci. Amin. Ne rugăm și ne predăm Domnului cu toții. Amin.